Nu sunt trofeele unei partide de vânătoare, deși imaginea așa arată. Cel mai înverșunat vânător ar fi invidios pe o astfel de captură. Performanța de a ucide 33 de porci mistreți în doar câteva secunde aparține unui șofer întors din Italia în România. A fost un loc, a intrat o mașină și m-a aruncat în ceilalți. Și toți erau pe șosea? Nu, treceau așa. Mai avea doar câțiva kilometri până când ajungea acasă, iar turma de porci mistreți a ieșit în drum. N-a mai putut evita impactul. Când s-a dat jos din mașină, șoferul n-a putut să creadă ceea ce vede. Topene, ce a făcut aici în partea asta la vreo 2 km, razie. Deci nu mai, fără speranță. Deja oamenii s-au dus și au tăiat cocinii de acolo. Lasă-mă, bine, trebuia ceva mare pe toți, că eu nu m-am un porumb. Dintr-un hectar de porumb nu m-am niciunul în picioare. Pentru salvarea culturilor de porumb, oamenii au chemat în ajutor și vânătorii. Au venit și acum și s-au declarat invidioși. Animalele alea vor fi eviscerate, analize la DSV-ul și să vedem acum. Probabil incinerate. Șoferul a scăpat cu viață și susține că își va repara mașina pe asigurarea casco.